Salutare tuturor, bine ați regăsit la un nou început de serie. De data aceasta vom juca și noi ceva Pixelmon pe Technic Launcher. Aveți un link în descriere dacă vreți și voi să jucați. Și da, am zis și eu să mă apuc de această serie pentru că am văzut că e destul de popular în ultima vreme Pixelmon-ul și na, și cu Minecraft-ul se combină și de ce nu să facem și o serie. Deci dacă vă place ideea și seria, trebuie să apăsați și voi butonul like. Să vedem dacă vă place. Ok, și am început cu Charmander. Ok, ia să văd dacă pot să-l învic pe ăsta de apă. Aparent, critical hit, aș putea să-l învin, văd că nu-mi dă damage el. Ok, ia să continuăm. Cred că n-ar mai trebui să ne băgăm pe din ăștia de level prea mare, pentru că nu prea avem Pokestop-uri. Adică nu cred că avem în apropiere și na. Chestia e că eu am mai jucat înainte acest modpack, dar n-am mai uitat din el, știți cum e. Dacă nu mai joci o chestie de un timp îndelungat, na, mai uiți. Ei, deci, l-am bătut. 147 XP, level 7, avem 5, what the fuck, ce OP? Cât de OP poate să fie Pokémonul ăsta, Charmander? Cred că e printre, na. Cum văd mapa mare? Stai. De pe V. Trebuie să găsim un Pokestop. Asta ar fi chestia prioritară. Hai să vedem. Ember. Mamă, cred că îi dau. Mamă, i-am dat ceva. Și sunt level 7 și am făcut și eu o din asta. O înfrângere, o bătaie cu un peștic. Dar văd că îi bat pe ăștia pe pești. Ok. Am făcut level 8. Nice. Good job. Chiar creștem repede. Adică dacă suntem de foc, gen, îi batem foarte ușor pe ăștia de apă. Chiar dacă nu prea are logică, dar... Na, gen, apa stinge focul, da. Mă rog. Este doar un joc și nu trebuie să-l criticăm. Acum hai să vedem dacă găsim un Pokestop. Asta ar fi vital, să spunem. Pentru că nu stăm noi aici să... Nu stau eu să... Să... Fac un Poke Heal, mă rog. Nu știu dacă se numește Poke Heal, dar... Zic și eu... Îmi dau cu părerea. Și văd că nu avem noroc. Haide, Doamne. Pune mâna în cap să găsești un Pokestop. Cred că așa se numește Pokestop, gen. Sper să nu mă înșel și... Să nu săriți în cap. Deci eu sper că vă place această idee de serie și sper să... Na. Să vă arătați suportul prin apăsarea butonașului de like și nu știu, să-mi lăsați și mie sugestii. V-am zis, nu sunt cel mai bun la acest joc, dar... Na. Mă dezvolt și eu încet, încet. Învăț și eu încet, încet. Și am apricord din ăsta, care e destul de bun. Ok. Trebuie să luăm ca să facem... Gen o fermă, că știu că se pune pe jos și gen crește. Foarte bun. Nimic pe mapă, niciun semn de viață. Pikachu! Pika, pika! Hai să încercăm cu ăsta. Charmander! Am putea să... Dacă n-ar mai fugi. Te rog. Ember. Ce damage dau. Hai că am băgat tot un Pikachu, cred că. Oh my god. Ce îi dau la Pikachu. Papa Pika. Papa Pika. Ok, am făcut și level 10. Oh my god. Să-i tediușa. Cred că e cel mai OP la început, Charmander-ul. Hai să-l bătem și pe ăsta. Avem o abilitate mai bună. Să așa. Smoke. Ăsta. Smoke screen. Dar nu e bun. Păi am dat damage. Bă, văd că mi-a dat și el damage. Nu e bine. Ok, hai să-i dăm. Te rog, te rog, nu mă omoră. M-a omorât. Fuck this shit. Acum trebuie să găsim un Pokestop pentru că nu mai avem ce facem. Yes, te-am găsit. Am găsit un Pokestop perfect. Nu e foarte departe, dar...
E bine că l-am găsit, frate, adică, na, ăsta era vital să spunem, pentru că nu stăm noi să, nu stăm noi să. Acum sper să nu fie o ciupercă sau o lavă sau ceva. Da, cred că, nu, ce? Dar nu era așa. O fi alt gen? Sper să fie alt gen. Sper să aibă Pokéhill? Cred că are, da, perfect, perfect. Nu aveam nevoie de mai mult, dar nu văd intrarea. Din păcate nu văd intrare. E pus cam random, ce pot spune. Hai să spargem noi aici, să facem o ușă. Oh my god, ce ușă frumoasă. Nu stăm să noi să... Da, aia era ușa aparent. Deci, ne facem noi aici Pokémonul gata de luptă. Perfect. Și hai să mai luăm din astea ca să... Uite, hai să punem aici în fața casei gen. Să se facă. Cât timp noi o să fim prin împrejurimi, gen să ne mai batem să mai creștem nivelul. Astea o să se facă și numai bine le putem facem poke boluri. Că mi se pare că din astea se fac, nu știu exact, dar avem not enough item și putem vedea. Ok, hai să vedem. Smoke screen. Ia să vedem dacă dă damage smoke screen. Nu dă. Amber-ul. Tot Amber-ul. Nu știu de ce e mai gen, mai după Amber-ul ăsta. Ce te ajută? Pupu, la ce se referă pupu? Nu știu exact. Nu știu, pupu. A, văd că-l bat și pe ăsta și are level destul de mare. E bine că gen are level mare și... Dă și mult XP, are level 18. Am făcut și level 11. Nu știu când o să evolueze gen să se facă mai mare, dar... Ce am putea face? Un pod micuț. Face un pod micuț, hai să facem un pod micuț. Nu stăm noi să... Ba, stăm să facem repede un pod. Să nu ne mai chinuim. Facem din acacia, că asta avem mai la îndemână. Nu stăm noi să... Ok, facem cu slaburi că, na, noi suntem mai săraci acum la început. Și, na, eu chiar sper și cred că o să vă placă această serie. Și probabil că o să mai postez dacă vă place și, da, văd și eu suport. Pentru că asta, așa îmi dau seama că vă place o serie. Gen, bă, uite, văd că lor le-a plăcut. Am văzut multe comentarii, multe chestii... Bune, la seria asta n-am de ce să nu postez mai multe episoade, știi? Să văd dacă prinde, asta e interesul. Ok, avem multe chestii din astea. Nu stăm noi să... Ei, dar... Nu știu de ce mai am drop frame-uri. Adică mi se mișcă puțin, s-a cadat. Nu înțeleg de ce. Mi-a dat crash. What the fuck? What the actually fuck? Nu înțeleg, am schimbat gen aia Ciancu și mi-a dat crash. Deci aveți grijă când jucați și să nu schimbați ăla cu Ciancu. Cred că din Steam, eu știu. Ce aș mai putea să ies? Să ies din Skype. Hai că ieși ies pentru voi. Haide, fă-te repede. E interesantă chestia asta la început, uite, cu Envy-ul ăsta. Și cu Nicu... Nicuvala e invidiu. Doamne, ce prostă. Și cu Barosul ăsta, nu știu ce, ciucan. Durează destul de mult. Și dacă mă întrebați ce... Nu joc pe Pokémon Plus, că îmi lăguește. Joc pe ăsta, pe 1.7.10. Așa se numește mod, pe 1.7.10. Și mi se pare mai ok ăsta. Parcă nu lăguiește chiar așa de tare. Dar văd că... Mare fițe, what the fuck? Stop working, nu înțeleg de ce. Ce Dumnezeu? Nu știu, la început voiam să fac o serie de Tropicraft, dar chestia e că cei de la Tropicraft nu prea au mai făcut update-uri în ultima vreme, adică ultima versiune mi se pare că e 1.8 sau 1.7.10, dacă nu mă înșel, și nu prea au mai făcut update-uri și, na, nu prea aș face pe versiunea așa vechi. Chiar dacă ăsta Pokémon-ul e pe 1.70, am văzut că e și pentru 1.8
8, dar mi-e mai ușor așa cu modurile deja făcute din Technic Launcher. Apropo, cum am zis la început, aveți în descriere un link dacă vreți să downloadați și voi. Și cred că o să fac și un tutorial dacă văd că îmi cereți, bă, frate, cum mă instalez și eu, că nu, nu știu, nu pot, nu știu. Și cred că o să fac și pentru un premium, dacă o să găsesc. Aparent, îmi dă iarăși not responding, nu știu ce se întâmplă. Deci eu sper că v-a plăcut acest episod, nu înțeleg de ce îmi dă crash așa. Na, să vedem dacă vă place, eu o să postez în continuare. Cum v-am zis, cred că o să fac și un tutorial cum să instalați. Eu am fost Sinner și v-am salutat. Ciao!